Astăzi o să vă răspund tuturor întrebărilor și curiozităților, dar o să fac asta luându-vă la o plimbare prin Cluj. M-am plimbat pe câteva dintre străzile Clujului și am decis să vă răspund întâi la întrebările personale despre mine, apoi despre cărți și facultate, însă nu știu cum de-am intrat în acest outlet și am plecat până la urmă doar cu această rochiță, însă după am ieșit și a început plimbarea propriu-zisă. Una dintre cele mai populare întrebări este cea legată de master. Dacă m-am înscris și care este acela? Ei bine, da, m-am înscris, am și intrat de aproape o lună, am continuat tot la Facultatea de Litere din Cluj-Napoca pe masterul de literatură comparată, care se numește Istoria imaginilor, Istoria ideilor. Este mai mult un master interdisciplinar sau transdisciplinar, pentru că pe lângă imaginarul literar facem și imaginar cinematografic, folcloric, istoric, religios și multe, multe altele. Sunt super entuziasmată și mă bucur că am făcut până la urmă alegerea asta. Aveam oricum de ales între masterul de comparată sau masterul de literatură română, care se numește la noi Studii Literare Românești, dar cred că o să mă simt puțin mai bine la comparată. Ce planuri ai pentru acest an? Ei bine, acum că sunt intrată la master, evident că intră în calcul să mă duc la master din toamnă. Totodată, de undeva, de pe la începutul lui septembrie, intenționez să-mi caut și un loc de muncă, pentru că, da, am în plan să mă angajez și să fac masterul paralel cum ar veni. Și nu știu exact unde o să ajung să mă angajez, o să-mi caut săptămânile viitoare cumva mai consistent și o să văd. Dar, da, jobul meu de vis, să-i zicem așa, este acela de profesor, de a intra în învățământ și plănuiesc să fac asta. Din păcate, nu cred că se va întâmpla anul acesta, dar de la anul cu siguranță. Și cred că v-ați prins deja că în viitor vreau să fiu profesor de limba și literatura română. Pentru următoarea întrebare trebuie să caut o bancă, pentru că e mult de povestit. Ei bine, atunci când m-am lăsat de YouTube, s-a întâmplat cumva pe la începutul anului 2 de facultate și m-am reapucat la sfârșitul anului 3 de facultate. Deci a fost peste un an de zile pauză pe care am luat-o din motive personale. În primul rând îmi puneam câteva dubii în legătură cu rolul meu pe YouTube. Apoi au existat o serie de evenimente peste care am trecut momentan, dar care m-au marcat foarte tare atunci, printre care o ieșire dintr-o relație care se stricase, dar a fost o ieșire foarte urâtă, cu plecat din Cluj, cu mutat de acasă și toate cele, la care s-a adăugat moartea pisicii pe care o aveam împreună cu fostul meu prieten, moarte care s-a întâmplat de asemenea în mare parte din cauza lui, pentru că nu l-am mai îngrijit în ultimele săptămâni în luni de când eu plecasem de acolo. Și în al treilea rând s-a întâmplat și moartea bunicului meu undeva prin 16 ianuarie 2021. Evident, a trebuit să ne ocupăm de înmormântare până au ajuns părinții mei care sunt plecați în străinătate și a fost o perioadă care necesita oricum câteva luni bune de pauză și de reculegere, de doliu și de refacere efectivă în urma unei relații care afectează foarte mult un om atunci când se întinde pe 4 ani de zile și când se termină foarte urât. Dar da, cam astea au fost adevăratele motive pentru care am lipsit de pe YouTube. Dacă mă bucur că m-am întors pe YouTube, evident sunt mai fericită acum că mi-am reluat din nou activitatea și că pot să fac ceea ce îmi place, să filmez și mai ales să vorbesc despre cărți, pentru că mă pricep mai bine la vorbi despre cărți și la citit decât la filmat. Dar e foarte încurajator să vezi cum primești feedback, cum câte o persoană îți lasă un comentariu, o recomandare de carte sau mai mult spune că s-a apucat de citit pentru că i-am spus eu să fac asta și că i-am recomandat. Așa că da, e mai mult decât minunat. Următoarele două întrebări se leagă cumva de acest subiect și se leagă și între ele, pentru că prima este: consider că ai mai fi aceeași persoană fără dezamăgirile avute? Și în mod evident nu. Din punctul meu de vedere, dezamăgirile, tristețile și lucrurile rele în viață ne afectează cumva mult mai tare decât cele fericite, din păcate. Ne influențează mult mai tare, ajută cumva la consolidarea și întărirea noastră într-o proporție mult mai mare decât micile sau marile bucurii de zi cu zi. Iar a doua este legată de felul în care eram eu în liceu și cum am trecut peste această perioadă.
Și încă din întrebare se vede cum deja se intuiește un răspuns cumva negativ sau o experiență peste care ar trebui cumva să treci. Eu sunt o persoană ambivertă în general, dar foarte retrasă atunci când mediul mi se potrivește sau simt că nu am nimic de a face cu oamenii de acolo. Și această retragere se poate transforma imediat într-o ieșire vulcanică și care face cumva oamenii să se îndepărteze de mine. Așa că nu pot să zic neapărat că am rămas cu prietenii din liceu și că a fost una dintre perioadele mele cele mai frumoase din viață, dar am trecut peste perioadă doar încercând să lucrez la mine și evoluând, bineînțeles, și schimbând mediul. În 5 ani mă văd tot în Cluj, cel mai probabil cu un loc de muncă stabil, să sperăm, cu masterul terminat, probabil și intrată la doctorat, dacă nu o să mi se schimbe gândurile până atunci, și în căutarea unei căsuțe doar a mea. În sfârșit trecem și la întrebările despre cărți, mă simt prea privită acum. Cărțile mele preferate sunt unele pe care le-am citit relativ recent, și anume Acasă pe câmpii Armagedonului de Marta Petreu și Animalul inimii de Herta Müller, despre care v-am vorbit în clipul acesta. Totodată rămâne în sufletul meu și Jane Eyre de Charlotte Bronte, o carte care mi-a și schimbat viața. Ca să răspund la întrebarea legată de cartea de ficțiune care m-a schimbat și m-a afectat într-un mod pozitiv de această dată cel mai tare, Jane Eyre rămâne personajul cu care mă identific cel mai mult și personajul din literatură care a avut impactul cel mai strong asupra mea. Când vorbim despre un autor român contemporan, la ce perioadă ne referim? Ei bine, lucrul ăsta provoacă foarte multe discuții până și în rândul profesorilor, chiar universitari. Este ceva care încă se discută. Mulți spun că literatura română contemporană poate să fie și cea scrisă inclusiv din 1947 încolo, dar teoretic și în mod normal, aceea este literatura română postbelică, iar literatura română contemporană începe din anul 1989, mai exact de la Revoluție. Orice carte publicată din 1990 încoace este scrisă de un autor român contemporan. Cineva m-a întrebat dacă am un TBR stabil până la finalul anului. Ei bine, nu. Nu mi-am mai făcut niciun TBR din acela pe care să îl urmez în totalitate. Dar v-am povestit în acest clip despre unele cărți care îmi provoacă foarte mult curiozitatea în ultima perioadă și aș vrea să ajung la ele până la finalul anului. Legat de asta, să știți că mereu aștept recomandări de ale voastre în comentarii, așa că dacă voi considerați că e o carte pe care să o citesc neapărat până la finalul anului, scrieți-o. Unul dintre autorii care m-a surprins foarte tare în ultimul timp este Bogdan Coșa, care a scris Cât de aproape sunt ploile reci. Mi-a plăcut enorm cartea. Urmează întrebarea roșie. Cum abordez cărțile mult mediatizate, bestsellerile mereu prima pagină a librăriilor online? Eu una sunt reticentă. Dacă văd că le cumpără toată lumea, nu îmi vine să le iau. De cele mai multe ori au fost lecturi seci, doar acțiune clișeică, etc. Te tentează să cumperi o carte pe care o vezi peste tot? Ei bine, da, mai ales că eu încerc să fiu cât de cât la curent cu tot ceea ce se adaugă pe rafturile librăriilor și văd mai ales pe Bookstagram sau pe TikTok. Evident că a oprit o dubă dacă îi fac și șoferului o poză. Dar da, mai ales cărțile pe care le văd pe TikTok și pe Bookstagram mă atrag, dar înainte de a le cumpăra doar pentru că le văd peste tot, mă interesez despre subiectul lor, citesc primele 2-3 pagini să văd dacă îmi place stilul de scriere și abia apoi hotărăsc dacă mă duc acasă cu un bestseller sau nu. Ce sugerez cuiva care ar vrea să studieze literatura amănunțit, dar nu neapărat la o facultate de litere? În primul rând, să te infiltrezi în facultatea de litere și să ceri bibliografiile care se studiază la facultate, care sunt cărțile de literatură studiate, dar și mai ales care sunt cărțile de teorie, care sunt cei mai importanți critici care au scris despre cărțile respective și apoi să te apuci să citești cartea de literatură, apoi cartea de critică și să te angajezi cumva în studiul ăsta pe cont propriu, care nu poate să fie dus până la un moment dat decât împreună cu o bază critică și teoretică.
care să te ajute cu contextul literar și cu felul în care a ajuns să fie publicată cartea respectivă sau nu. În rest, poți să te uiți la videoclipuri despre cărțile respective și la documentare, dacă există, să vezi informații de la autor, dacă mai trăiește sau dacă există videoclipuri cu acesta și să te distrezi făcând asta, evident. Ce cărți recomand pentru a scăpa de un reading slump îndelungat? Eu am fost într-un așa numit reading slump acum de curând și mai am 100 de pagini din cartea care m-a ajutat să trec cumva peste perioadă, și anume Testamentele de Margaret Atwood. Cred că m-a ajutat atât pentru că e o carte alertă și asta vă recomand și vouă, dar și pentru că este oarecum volumul 2 dintr-o serie. Așa că întoarcerea într-un univers familiar literar poate să fie de ajutor, nu știu, să citiți volumul 2 dintr-o serie, volumul 3 sau o carte care să se asemene foarte mult cu ceea ce vă place vouă, cu literatura voastră preferată. Mai deții o agendă în care să scrii lucruri despre cărți? Ei bine, nu, am renunțat la asta de când am ajuns la facultate și mi-a trebuit o agendă pentru cărțile de la facultate și organizare, dar da, în liceu aveam o astfel de agendă și vă inserez acum câteva imagini dacă le mai găsesc. Mi-ar plăcea să fac, dar nu cred că aș mai avea cheful necesar acum pentru așa ceva. Care este sistemul prin care îți adnotezi cărțile? Ei bine, nu mai am niciun sistem. Acum adnotez doar cărțile de la facultate sau cărțile mele preferate. În momentul în care citesc o carte și văd că îmi place foarte mult, abia atunci mă angajez cumva în ideea asta de a nota pe ele, de a căuta cât mai multe informații. Dacă sunt cărți care nu-mi plac, cum s-a întâmplat cu ultimele 5-6 lecturi ale mele, de exemplu, atunci nu o să mai scriu pe ele, nu o să le mai subliniez sau nu o să le mai fac mai frumoase decât sunt. Însă intenționez cumva să dezvolt mai mult partea asta de adnotare a cărții, pentru că m-am ocupat mai mult de notițe. Vai, am găsit casa asta așa frumoasă. Păcat că e tărâmată. Văd că doriți și mai multe recomandări de clasici în funcție de dificultate și prin mai multe, cred că deja ați văzut videoclipul meu cu clasici de citit și pentru cei care nu sunt la facultatea de litere, pe care vi-l las aici de asemenea. Și pe lângă cărțile despre care am vorbit acolo, alte recomandări ar fi Suferințele tânărului Werther și Legăturile primejdioase. Care este romanul de dragoste pe care l-aș reciti? Ei bine, nu citesc romane de dragoste efectiv, dar Jane Eyre poate să fie cumva integrat acolo, așa că asta ar fi răspunsul. Iar în legătură cu cărțile cu temă religioasă, nu citesc, însă Acasă pe câmpia Armagedonului are drama religioasă, una dintre temele cele mai importante ale ei, așa că ai putea să o citești. Însă este privită cu ochi 100% negativ religia. Acum vreo 40 de minute ne-am plimbat pe malul acela și acum am ajuns pe această parte. O să mai faci maratoane cu Ruxandra de la 4 fără 15? Ei bine, eu zic să o lăsăm pe Ruxandra să ne răspundă la această întrebare în comentarii. Și ultima întrebare este cea legată de opinii nepopulare pe care le am despre cărți și despre literatură. Acum câțiva ani de zile aveam o grămadă, pornind de la Irina Binder, continuând cu romanele destinate adolescenților, dar în ultimul timp nu mi-a mai păsat prea tare de ce citește lumea. M-a interesat mai mult să aleg cărțile potrivite pentru mine, așa că sunt foarte puține opinii spicy pe care le am în legătură cu literatura. Dacă mă întrebai asta acum vreo 2 ani, aș fi avut o grămadă de lucruri de zis. Însă, dacă totuși ar trebui să mă gândesc la asta, ei bine, nu-mi place deloc cum sunt cărțile lui Dostoievski și agonizez în momentul în care le citesc. Deși în liceu am adorat Crimă și pedeapsă și Oameni sărmani, de când am citit Adolescentul și Idiotul, efectiv îmi vine să-mi smulg părul din cap, pentru că e foarte dens, foarte greu și foarte nedigerabil. Pur și simplu apreciez tot ceea ce înseamnă dostoievskianismul, salvarea sufletului, suferința și psihologia umană. Dar cărțile, fratele meu, să le citești? Greu.
Eu aici m-aș muta în secunda 2, dar pentru că trecem la întrebările despre facultatea de litere, am zis să vă arăt și câteva secvențe din strada Horea, unde este facultatea și care este strada mea preferată din Cluj. Am și locuit aici pentru vreo 6 luni de zile. Ăsta este drumul către facultate, asta e poarta și dacă veți fi studenți la litere, veți vedea această imagine zilnic. Cineva mă întreabă dacă pe timpul facultății am avut momente în care am vrut să renunț și să știți că în primii 2 ani am fost extrem de motivată și nu exista așa ceva pentru mine. Mi se părea că facultatea de litere e viața mea, dar în anul 3, semestrul al doilea, adică acum câteva luni, au fost momente foarte grele, unele pentru mine, momente în care nu credeam că o să reușesc până la final să termin licența, să-mi dau examenele și toate cele, dar de renunțat nu s-a pus problema. Sfaturile pe care mi-aș fi dorit să le aud în anul întâi de facultate ar trebui să fie legate de bibliografie, de faptul că e foarte mult de citit și că nu o să poți să faci față la toate cursurile cu prio și totodată că nu e deloc necesar să te stresezi pentru că nu reușești să ții pasul cu tot și că nu reușești să excelezi la tot. E absolut imposibil să faci lucrul ăsta, așa că cele mai importante sfaturi sunt astea, să te relaxezi și să iei totul într-un mod cât mai degajat. Am aici mai multe lucruri legate de facultatea de litere și o să citesc. Îmi doresc foarte mult să dau la litere specializarea limbă română, limbă modernă. Ar trebui să mă sperii și să mă descurajeze faptul că nu mă descurc prea bine la limba respectivă străină? Ar trebui să te descurajeze doar în felul în care ți-ai alege o limbă precum engleza, franceza și germana, pentru că aceste limbi se iau, din câte știu eu, de la nivelul de avansat, deci ar trebui să le cunoști destul de bine în momentul în care intri în facultate. Însă, dacă te duci la o limbă precum spaniolă, norvegiană, chineză, nu ar trebui să-ți faci probleme. Cât de mult diferă specializările cu aceeași denumire, dar în orașe diferite. Și tot aici cineva m-a întrebat dacă regret faptul că am ales Clujul și nu alt oraș universitar, precum Bucureștiul, de exemplu. Ei bine, diferă foarte mult în funcție de profesor și de felul în care ei își construiesc bibliografiile și abordează operele respective, pentru că mare parte se studiază cam aceleași texte, cu unele diferențe în modul de abordare, în cât de mult se pune accentul pe ele și cât de mult contează. De exemplu, romane din literatura franceză a secolului al XIX-lea. În rest, se studiază cam aceleași chestii. Pe partea de limbă, de gramatică, n-ar trebui să existe foarte multe diferențe. Repet, contează foarte mult felul în care profesorul abordează materia, limba, literatura și așa mai departe. Iar eu nu regret că am ales Clujul, pentru că am avut în mare măsură profesori minunați și pentru că simt că în acest oraș mă regăsesc mai mult decât în București sau în altele. Și nu ar trebui să existe diferențe, din câte știu eu, în limba modernă pe care ți-o alegi în orașe diferite, pentru că majoritatea, engleza, germana și franceza, sunt luate de la acest nivel de avansat, indiferent de centrul universitar. La limba română, limba engleză, va trebui să citesc cărți în limba engleză și dacă da, din ce semestru și cât de bine trebuie să știu limba? Trebuie să citești cărți în limba străină respectivă și acum mă refer tot așa la cele mai importante. Încă din primele săptămâni de facultate nu vei studia operele prin traducere pentru că asta este și scopul specializării. Acest lucru se întâmplă probabil la limbi mai exotice cum ar fi chineza sau japoneza, dar și acolo spre finalul facultății o să ajungi să citești cărți în limba respectivă, dar în ceea ce privește engleza, încă de la început vei citi și vei audia toate cursurile în limba engleză, așa că este nevoie de un nivel foarte bun. Cum aș putea să știu că sunt la nivelul pe care îl cere facultatea?
E bine, cel mai sigur ar fi să faci câteva pregătiri înainte să te înscrii la facultate, ori să te apuci să înveți singur limba respectivă prin culegeri, exerciții și așa mai departe, ori să-ți iei un profesor meditator sau să îți dai un examen cum ar fi Cambridge-ul, care îți asigură în mod evident cunoștințele foarte bune pentru limba respectivă. Iar în legătură cu întrebarea 7, cu mitul du-te la facultatea X sau Y, cred că e mai bună facultatea de litere de acolo, că se face română nu știu cum și se citesc mai puține cărți. Lucrul ăsta este adevărat, dar ține tot de felul în care profesorii își abordează lecturile, bibliografia și cum își iau în serios treaba sau nu. Deci trebuie să te interesezi foarte mult dacă vrei să mergi la litere în București, la litere în Cluj, la litere în Târgu Mureș sau în Craiova, vorbind evident cu persoane care au trecut prin experiența asta și îți pot da detalii de interior, nu detalii care se regăsesc doar pe site-ul facultății. V-am vorbit în videoclipul meu despre facultatea de litere de modulul psihopedagogic, chiar cineva mă întreabă ce presupune el mai exact, dacă îl fac și nu vreau neapărat să fiu profesoară, sunt obligată să aleg această profesie? În mod evident, nu ești obligată să-l alegi, poți să faci modulul și apoi să nu profesezi în domeniu și să te faci cu totul altceva în cariera ta, dar dacă vrei să fii profesor calificat, nu poți să-l faci lucrul acesta fără modul. Modulul presupune ore suplimentare pe lângă facultatea de litere legate de felul în care se abordează meseria de profesor și felul în care trebuie să abordezi tu efectiv cariera didactică. Sunt lucruri legate de psihopedagogie, de felul în care trebuie să te comporți cu un copil, ce presupune exact predarea limbii și literaturii române, engleze, franceze, spaniole și așa mai departe. Și sunt foarte multe materii teoretice în acest sens, dar există și două semestre de practică pedagogică datorită modulului, prin care vei merge într-o școală și vei ține 2 ore tu singură cu o clasă întreagă de copii de gimnaziu. Ce cărți din bibliografia de la facultate ți-au plăcut? Ei bine, v-am făcut acest videoclip în care am notat cărțile care mi-au plăcut sau nu de la facultatea de litere, așa că dacă sunteți curioși, puteți să mergeți acolo și să aflați mai multe. Am găsit strada asta atât de liniștită încât nu mai îmi vine să plec de pe ea, dar următoarea întrebare este legată de viața de student și dacă vă pot spune anumite lucruri despre ea. Ei bine, viața de student diferă de la persoană la persoană. De exemplu, eu nu am fost studentul tipic care să meargă să stea în cămin cu alte persoane. Eu am stat în chirie. Iar pe lângă asta, evident că trebuie să te descurci fie în cămin, fie în chirie cu banii, ajutat sau nu de părinți. Trebuie să te pregătești pentru a intra pe piața muncii și totodată trebuie să-ți lași și timpul pentru învățat și pentru distracție. Nu am fost nici în faimoasele cluburi și petreceri din HD-ul, din zona Piezișă, din Cluj-Napoca, așa că nu vă pot spune foarte multe. Pentru mine, viața de student s-a dedicat efectiv lecturii, cititului, învățatului și dezvoltării personale până la urmă. Da, e foarte greu să-ți găsești o chirie bună în Cluj-Napoca și prin bună mă refer la preț, pentru că lucruri frumoase sunt evident în tot orașul ăsta. Eu am stat temporar și în Mănășturi, am stat și pe strada Horea, iar momentan locuiesc undeva prin zona Gară, deci niciodată n-am stat neapărat în cartierele centrale, încercând cumva să fac și din zona pe care mi-am ales-o un factor important în scăderea prețului apartamentului. Nu am locuit niciodată singură, dar am stat în garsonieră și în 3 apartamente cu o cameră sau 2 camere, așa că am împărțit chiria și prețurile pe care le-am avut au ajuns de la 280 până la 320 de euro în funcție de apartament și de zonă. Recomand super mult să căutați foarte bine apartamentul atât pe OLX cât și pe grupurile de Facebook și să nu vă grăbiți în alegerea lui, pentru că se poate să găsiți și un apartament cu 2 camere la 250 de euro, dar se poate să găsiți același tip de apartament și la 400 și nu trebuie să vă avântați. Însă cheltuielile unui student în Cluj-Napoca, mai ales dacă stă în chirie, depășesc cu brio 350 de euro lunar. Licența mea a fost coordonată de doamna profesoară Mihaela Ursa și s-a numit la marginea literaturii proza feminină interbelică, dar sper să fac un videoclip separat despre asta. Avem din nou un răspuns mai lung. Cineva spune, nu știu ce să aleg între drept și litere. Sunt olimpică la română, dar mă atrage foarte mult domeniul juridic, deși mi-ar plăcea mult și să predau română.
Știu că tu ai spus într-un clip că ai avut de ales între filosofie și litere, iar acum sunt un pic dezorientată cu privire la ce facultate ar trebui să aleg. Ei bine, și pe mine mă dezorientează puțin alegerile tale, pentru că ai spus că te interesează foarte mult și dreptul, dar și că foarte mult ți-ar plăcea și să predai română. Nu este ceva care să se așeze un pic mai jos decât celălalt, însă o să spun ce am făcut eu. M-am gândit că pasiunea a trebuit să fie urmată măcar o dată în viață cu alegerea facultății și în ceea ce mă privea, nici filosofia, nici jurnalismul nu era o pasiune mai mare decât ceea ce înseamnă o facultate de litere și asta a fost alegerea principală, nu neapărat profesia. Tu când spui că ți-ar plăcea să predai română, spui cumva că ți-ar plăcea profesia care duce de la o facultate de litere, nu neapărat parcursul în sine. Și prin domeniul juridic înțeleg cumva aceleași lucruri. Eu cred că ar trebui doar să gândești dacă în momentul de față vrei să faci o alegere pentru viitorul tău sau o alegere pentru dezvoltarea ta personală și pentru împlinirea ta pe planul care este pentru tine cumva mai înalt. Pentru emoticonul vlogului de astăzi, vă rog să lăsați un comentariu cu un emoticon care să spună ceva despre starea pe care v-a transmis-o videoclipul de astăzi. Al meu este acesta, pur și simplu. Am reușit, am ajuns și acasă și sunt super încântată că mi-a reușit acest videoclip și că am putut să-l filmez așa la o plimbare pe străzile Clujului. Am făcut undeva la 9000 de pași și la 6 km, așa că e mai mult decât bine, pentru că mi-am făcut un obiectiv pentru săptămânile acestea să mă plimb în fiecare zi măcar 5 km dacă se poate. Pentru că vreau să fac mișcare și nu sunt o persoană sportivă, așa că îmbin utilul cu plăcutul. Și dacă sunteți curioși, astea au fost străzile pe care am umblat astăzi. Vreau ca zilele viitoare să ajung și pe altele și prin alte locuri decât acestea pe care le știam cât de cât. Dar sunt, cum v-am zis, super entuziasmată. Sper că v-am răspuns tuturor întrebărilor și că n-am sărit nimic. Dacă am sărit, mai scrieți odată în comentarii și totodată puteți să mai spuneți acolo dacă aveți alte curiozități și o să vă răspund fie individual, fie într-un videoclip viitor. Așa că mă bucur că a venit acest prilej de a mă cunoaște puțin mai bine și de a lămuri unele lucruri. Până data viitoare, vă doresc mult spor la citit și să fiți cât mai bine posibil!